În organizarea Muzeului Municipal Câmpul Lung, în parteneriat cu Asociația Multiculturală Nicu Hagi, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediția 23-a, se organizează o expoziție și proiecții de film dedicat exclusiv autoturismului ARO. Istoria automobilului românesc realizat la Câmpul Lung face obiectul unei ample expoziții în care vizitatorii vor putea admira fotografii din colecția muzeului și din colecții particulare, medalii și distincții, machete și editoriale cu activitatea întreprinderii ARO în diferite publicații naționale și internaționale. Evenimentul va debuta sâmbătă la ora 10 cu o paradă a IMS-urilor, ce se va desfășura pe ruta Pescăreasa-Câmpul Lung, iar la ora 11 în holul Muzeului Municipal Câmpul Lung se va vernisa expoziția propriu-zisă și vor fi proiecții cu filme documentare legate de mașina botezată Zimbrul Carpaților. Cu ocazia Zilelor Patrimoniului, Muzeul Municipal Câmpul Lung va organiza vernisajul expoziției Istoria automobilului românesc de teren realizat la Câmpul Lung în data de 19 septembrie 2015, ora 11. Pe această cale, Muzeul Municipal Câmpul Lung are plăcerea de a invita publicul din Câmpul Lung să viziteze expoziția noastră. Exponatele provin atât din patrimoniul muzeului, cât și din colaborarea între muzeu și Fundația Multiculturală Nicu Hagi. Se va organiza o paradă a mașinilor de epocă, mașini fabricate la Câmpul Lung, de factură sau de model IMS. Da, IMS 59, eventual IMS 461, și cel care a participat la expediția transafricană deținut de către domnul Emil Hagi în colecția Muzeului Automobilului Românesc. Este pentru a doua oară când municipiul Câmpul Lung găzduiește o astfel de manifestare dedicată automobilului construit la poalele Măgurii, aceasta fiind o mărturie vie a vieții mușcelenilor. Mușcelenii, mai mulți sau mai puțini, au fost implicați în producerea Zimbrului Carpaților, care astăzi face istorie.